În Republica Moldova, cantitatea laptelui autohton a scăzut de aproape 5 ori în comparație cu începutul anilor 90. Se produce atât de puțin încât jumătate din laptele consumat este de import. Majoritatea fermelor au fost distruse, iar oamenii renunță să mai crească bovine acasă. Într-un până am ia una. Și de-am, dacă am prins, dar nu lucra, că dacă vă spun că am ușa treilea operație să mi-o fac, eu trebuie vaci, mai câștigi un boz de brânză, mai dacă nu, nu-i chibelte. Mihai Rotar, din satul Făurești, municipiul Chișinău, spune că țăranilor le vine tot mai greu să țină animale pe lângă casă. Astfel că în contextul în care peste 90% din laptele autohton provine în prezent din gospodăriile oamenilor, industria laptelui riscă să dispară. Lipsa pășunilor în sate este una dintre probleme, se plânge Mihai Rotar. Aici nu-i depinde de hrană, înțelegeți? Ele lojez de cioare, de șezut, de podeal, voi, dumneavoastră, vedeți că ele îți rană la genunchi. E trebuie prin blate, așa îți matar, numai culcați. Când ați dat, îți pornești, dar vă doare tăta, știi? Băi, că așa și doi toc, că e urcat prin blate. Deci omul, el școală dimineața, fuge vă câțiva kilometri și e om sănătos. Păi așa și doi toc, zacat, prin blate. Pășunile din zonele rurale au degradat, iar asta face nevoioasă creșterea bovinelor. De la an la an scade calitatea ierbii, iar asta înseamnă lapte mai puțin și de o calitate inferioară, dar și cheltuieli în plus pentru hrană. Autoritățile locale dau vina pe oameni care n-ar respecta regulile și perioadele de pășunat. Știți, până la urmă, oamenii nu pot înțelege un lucru, că dauna aceea nu îi aduce, să admitem direct. E clar că sunt niște reguli, niște chestii, dar tot e pentru dânșii asta. Ei își aduc daun în primul rând singurilor, fiindcă ieșând animalele acum în primăvara de vreme, unde este interzis prin dispoziție, bine, am scos azi animalele, au distrus tot, cu picioarele au distrus iarba care e nici nu începe a crește, nici nu s-a întărit. Au distrus-o pe urmă toată vara, noi știm foarte bine că la sfârșitul verii, e, de obicei, în ultimii ani, e dezastru, arde pășunile. Și cu atât mai mult când nici nu le permitem să înceapă a crește, păi le distrugem din start. Pășunatul în afara perioadelor permise înseamnă amenzi pentru deținătorii de bovine. Pe de altă parte, fermierii spun că autoritățile n-au grijă să întrețină pășunile. Toate pășunile în sate sunt nevalorificate, toate cresc cu... sunt degradate, nimeni nu se ocupă încoace. În loc să plătim niște taxe de stat acolo locale, poate și primărie și e funcționa normal, știți? E piedici. Stanislav Ivaniță este fermier din raionul Dondușeni. În 2005 a deschis o fermă de vaci care însă n-a funcționat mai mult de 7 ani. A închis-o din lipsă de perspectivă, povestește fermierul. Am făcut și proteste la guvern și laptele le-am vărsat pe scările guvernului, era guvernul grecian. Atunci ne dau la litru 1,50 lei. E clar că într-o perioadă foarte scurtă am falimentat cu toții. Am ridicat tot nordul acolo, am făcut proteste, am cerut preț la lapte. Dar deoarece totul e monopolizat, totul se duce într-o mână, două. Stanislav Ivaniță spune că cea mai mare problemă cu care s-a confruntat a fost prețul mic pe care îl oferau procesatorii pentru un litru de lapte. Fermierii afirmă că în prezent iau cam 6 lei pentru un litru, dar nici asta nu e destul pentru a asigura dezvoltarea unei ferme. Am ieșit nu odată din partea Federației Fermierilor din zona de Iedineț ca să fie majorate prețurile la lapte, de găsit o modalitate sau la litru de lapte sau să ne dea ajutor pentru hrană. Dar vedeți cum se schimbă guvernele, de la o adunare la alta noi avem câte 2-3 miniștri și toți promit, asta cum te-ai pornit la târg și te-ai întoarce înapoi de la jumătate de drum. La adunarea generală a fermierilor, previziunile pentru 2020 au fost și mai sumbre, iar promisiunile autorităților că Republica Moldova va deveni un important producător agricol nu mai conving pe nimeni. Exportam mai mult decât importam. Astăzi, la 10 ani de zile de dezvoltare a sectorului agrar, noi importăm de două ori mai mult decât exportăm. Noi toți ne dorim un sector agrar bine dezvoltat și eu îmi doresc lucrul ăsta. Eu nu-mi doresc ca produsele noastre lactate, care trebuie să ajungă în școli, grădiniță, să fie importate. Noi importăm astăzi 40% din produsele lactate.
Noi nu avem ferme, practic. Sunt câteva, 95% din animalele noastre. Pentru lapte se află unde? În familiile dumneavoastră, dar nu în ferme. Fermierii au cerut mai multe subvenții, dar și sprijin din partea statului, mai exact politici care să faciliteze și să încurajeze activitatea producătorilor agricoli. Pentru fermieri, situația anului 2020 va fi mai rea decât în 2019, fiindcă din fondul de subvenționare parcă ar fi mare 1 miliard, dar pentru subvenții vor rămâne numai 264 de milioane de lei. Fiindcă avem 150 de milioane pentru dezvoltare rurală, avem 50 de milioane pentru start-up-uri și sunt 518 milioane care plată datorii de an trecut. Și noi considerăm că sunt bani în Republica Moldova, dar este nevoie să avem și voință și să avem și viziune ca să fie ajutați fermieri și mai ales fermierii cei mici. Ministrul de unul singur nu se poate face nimic. Toți împreună putem face ceva. Eu îmi doresc 5 miliarde pentru agricultură. Nu unul, nu două, eu îmi doresc 5. Dar sunt anumite limitări bugetare. L-am întrebat pe ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cum are de gând să îmbunătățească situația fermelor de lapte. Începem cu subvenționare directă pe cap de animal pentru fermele specializate, ceea ce va da posibilitate de creare a fermelor mai mari, anume de lapte, dar vor fi subvenționate pe cap de animal nu doar vitele curente pentru lapte, dar și cele pentru carne și alte animale. 2. Negociem cu Banca Mondială accesarea unui împrumut de 35 de milioane dolari SUA, anume pentru sectorul zootehnic. Programe sau, în genere, donatorii nu s-au prea aventurat ca să ofere asistență tehnică pentru sectorul zootehnic. Noi ne dorim ca să-l revitalizăm. Între timp, numărul fermelor din Republica Moldova scade. Dacă la începutul anilor 90 erau peste 1000, astăzi sunt doar puțin peste 100. Una dintre ele se află în satul Goleni, raionul Edineț. Din 500 de capte pe care noi le avem în fermă, 200 sunt bovine mulgătoare. Cele 200 bovine mulgătoare trebuie să susțină și să întrețină toate cheltuielile la văcuțele repausul mamar, care sunt până la 100 de capte. Tineretul, care tot la 100-200 de capte trebuie întreținute. Ele percep niște cheltuieli. Cheltuieli de hrană, cheltuieli de așternut, cheltuieli medicale. Ana Pancrat gestionează o fermă împreună cu soțul ei. Anul trecut și-au propus să dezvolte afacerea și să mai construiască un adăpost separat pentru viței. Lucrările au rămas însă la etapa de șantier. În prezent, ferma e în proces de judecată cu statul, care cere înapoi subvențiile oferite acum câțiva ani. Legea trebuie să fie schimbată și, plus la toate, pentru a nu stagna fermierii, trebuie pus normele zootehnice și să nu fie regulamentul doar birocratic, doar ținut pe hârtie și care nu funcționează în sector. Noi am avut întâlniri chiar cu acei fermieri, sunt niște fermieri din nordul Republicii, din Florești. Vedem care este situația, fiecare caz în parte trebuie să examinat. Nu putem lua o decizie pentru toate fermele. Este un caz aparte care se examinează. Bine, eu vă mulțumesc. Potrivit fermierilor, condițiile pentru obținerea subvențiilor, contractarea creditelor și asigurarea afacerilor îi dezavantajează pe producătorii de lapte. Toate aceste probleme, spun ei, descurajează investițiile în domeniul zootehnic. Nu funcționează creditarea, da, la noi nu funcționează asigurările. Sunt fermieri care au asigurat bovinele și stau în instanță de judecat și plâng ca să-și ia banul lor. Nu funcționează, simplu. Dacă ar funcționa aceste lucruri, da, fermierul ar sfla mai ușor. Din câte știu, sunt elaborate pachete de creditare pentru agricultură, dar mijloace financiare sunt. Trebuie doar să le accesați, aceasta pe lângă programe de subvenționare. Astăzi avem ceea ce avem. Avem multe obiective. Peste noapte nu pot să le fac pe toate.